Bună ziua tuturor! Vă salutăm pe toți cei care ne urmăresc în aceste clipe online la webinarul cu tematica Alimentația și activitatea fizică după COVID-19. Persoanele care s-au îmbolnăvit de COVID-19, mai ales cei care au avut forme grave, suferă fizic, psihic, dar și emoțional. După externare, foarte multe persoane întâmpină dificultăți de vorbire, memorie, gândire, iar mai ales de a gestiona activitățile fizice. Iată de ce perioada de după tratament aduce după sine o etapă foarte importantă în convalescență, iar respectarea recomandărilor specialiștilor în domeniu, susținerea familiei și comunicarea cu cei dragi au un rol esențial în reabilitarea post-COVID-19. Stimați urmăritori, eu sunt Cristina Stratulat, consilier în comunicare în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și astăzi, în cadrul acestui webinar, împreună cu experții noștri, vă vom oferi informații și recomandări privind reabilitarea post-COVID-19. Am onoarea să le prezint pe doamna Alisa Tăbârță, medic reabilitolog, doctor în științe medicale USMF Nicolae Testimițianu, și doamna Victoria Ursu, specialistă în nutriție clinică și comunitară. Bună ziua! Stimate doamne, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră de a fi prezente la acest webinar online. Dragi urmăritori, vă îndemnăm să adresați întrebările voastre în comentarii, iar eu voi avea grijă, în cadrul acestui eveniment, să le adresez invitatelor noastre. După cum ziceam anterior, alimentația sănătoasă este esențială în reabilitarea post-COVID. Iată de ce, dragă Victoria, vreau să te întreb. De ce sunt importante alimentele și lichidele și cum am putea noi să le utilizăm corect? Eu voi folosi astăzi o masă demonstrativă, dacă ne putem apropia de ea. Vorbind despre lichide, bineînțeles că apa, dacă menționăm apa curată, vis-a-vis de cele lichide, are un rol important fiind un solvent umed care ne ajută să, în special pacienții post-COVID, să umecteze mucoasa căilor respiratorii și astfel favorizând eliminarea toxinelor post-inflamatorii și bineînțeles că mai are și rolul de transportor al nutrienților. Asta ne interesează cel mai mult, să ajungă nutrienții la nivel celular, la fel și transportă metaboliții, produsii de excreție. Apa reglează temperatura corpului și ne vom strădui, totuși spunem accent, mai mult pe apă curată. Ceea ce avem noi disponibil în casele noastre, fie apa de la robinet, să avem grijă să fie curățată dacă avem un filtru bun, sau apa îmbuteliată, utilizată cât mai proaspăt. Adică imediat ce deschidem o sticlă, vom folosi apa din conținutul sticlei, va fi folosit în termen de 24 de ore. Se descurajează în această perioadă cafeaua, precum și alte lichide cu conținut crescut de cafeină, pentru rolul său de deshidratare celulară. La fel vom descuraja toate tipurile de energizante, alcoolul, bineînțeles, sucurile îndulcite, cele bogate cu diferiți coloranți, aromatizatori, se acceptă și se recomandă sucurile fresh de legume în combinație cu fructe. Acolo putem îmbogăți cu diferiți, să zic eu, stimulatori, cum ar fi produsele apicole, mierea, produsele superalimentele, clorela, spirulina, cine posedă deja cunoștințe, experimentează aceste sucuri, sunt binevenite, cu cât mai multe crudități, țelena, verdețurile în general, pătrunjelul și altele. Dacă vrem să îndulcim un pic, atunci folosim mierea noastră naturală, bineînțeles, aleasă cu grijă. Îndeosebi după tratamentul medicamentos, avem nevoie și de ceaiuri care ne-ar ajuta să detoxifiem mai bine ficatul. În acest caz, de acele medicamente pe care le-am administrat. Folosim
Ca de obicei, după infecțiile postvirale și în timpul lor, zmeura, dacă avem dulceață de zmeură, cătina. Aici o avem în formă proaspătă, ea poate fi omogenizată cu miere. Folosim coacăza, finele, ceaiurile expectorante cu rol diaforetic, adică de a elimina residurile din urină. Este ceai de păpădie, se încurajează după ce pacientul își revine deja post-COVID. Dacă vrem să cumpărăm ceaiuri din magazine sau poate le avem acasă deja, vom folosi ceaiurile în vrac, mai mult pe bază de plante, sau am un model aici de ceaiuri cu, în pliculețe organice. De obicei, pe etichetă scrie că e organic, bio. Vom avea grijă necesară de lichide să fie în felul următor. Fiecare își poate calcula necesarul său în funcție de greutatea corpului. Greutatea corpului se mulțește cu coeficientul 0,03. Adică pentru fiecare kilogram corp avem nevoie de 30 ml de apă curată. Asta înseamnă, de exemplu, pentru o persoană cu greutatea de 70 kg, înmulțit la 0,03, 2,1 litri apă curată, deci apă fără alte lichide. Alte lichide fiind chefirul, biochefirul, acele ceaiuri de care vorbeam, sucurile. În general, dacă alimentația este echilibrată, adică există la cele trei prize alimentare de bază, dejun, prânz, cină și gustări, fructe, legume, supe, creme, acele iaurturi, atunci am putea să diminuăm un pic aportul zilnic cu 20%, adică din celelalte alimente undeva avem 20% lichide. Asta înseamnă că o persoană cu 70, având greutatea de 70 de kilograme, poate consuma orientativ 1 litru 700, 2 litri de apă pe zi. Am aici acel pahar de 250 ml în care putem adăuga lămâie, putem adăuga ghimbir și, deci, în mare parte, asta ne va fi băutura noastră de bază. Asta ce ține de lichide, ce ține de alimente. Se descurajează tot ce ar crea acel efect inflamator. Asta înseamnă zahărul, produsele bogate în zahăr, făina albă rafinată și toate produsele adiacente, mă refer la pâinea albă, tot felul de chifle, biscuiți, care au conținut mare de, și de zahăr, și de alți aditivi, și de drojdii. Drojdiile se exclud în această perioadă. Se descurajează marinadele, în special cele pregătite pe bază de oțet, și murăturile la fel cu mare atenție, în special pacienților cu boli renale, cardiovasculare sau care au suferit la nivelul rinichilor, s-a acutizat vreo afecțiune existentă. La fel vom descuraja alimentele care nu au niciun rost, deci nu sunt bogate nutritiv, au doar calorii goale, neapărat nucile, semințele le vom hidrata de cu seară, pentru a elibera acei acizi, de fapt unul singur acid ufitic, acei inhibitori de enzime, pentru a avea un aport sporit de acizi grași, grăsimi bune, din nuci, semințe. Noi neapărat vom consuma, nu în stare crudă cum avem aici, dar hidratat de cu seară, 8 ore în apă simplă, curată, obișnuită, și atunci 100% avem un produs nutritiv. Astea ar fi. Evident că ne dezicem de alimentele poate chiar gustoase, dar cu un conținut foarte crescut de aromatizatori, coloranți, tot felul de aditivi care ar putea și în acest proces acutiza inflamația și deci nu ne hrănește în mare parte cu nimic. Mulțumim, Victoria. Cunoaștem că spitalizarea sau tratamentul la domiciliu a cazurilor de COVID-19 poate reduce semnificativ puterea musculară sau, dacă vorbim în special de picioare. Aceasta are mai multe cauze, dar una din cele mai importante este pentru că persoanele sunt inactive. Doamna Tăbârță, vă rugăm să ne spuneți care sunt exercițiile recomandate în perioada de reabilitare post-COVID-19?
Și decondiționarea fizică după infecția COVID-19 este determinată în genere de patologia respiratoriu propriu-zisă, de manifestările extrapulmonare a acestei patologii, de perioada de sedentarism și, desigur, dacă a avut loc, perioada de imobilizare la pat. O amprentă foarte importantă o pune asupra decondiționării fizice și patologiile concomitente preexistente infecției COVID sau apărute după. Și respectiv, exercițiile fizice au drept scop și sunt recomandate pentru reeducarea respiratorie, pentru creșterea anduranței fizice generale, pentru adaptarea cardiovasculară și respiratorie la efort, pentru reechilibrarea și corecția stereotipurilor motorii de deficitare, dereglate și creșterea rezistenței și forței musculare generale, care de fapt trebuie să fie ultimele tipuri de exerciții în programul de reabilitare. Toate exercițiile trebuie să fie într-un program continuu, progresiv. Dar când ar trebui să începem să facem aceste exerciții? Conform ghidurilor și protocolelor internaționale, naționale, se recomandă a iniția programele de exerciții medicale, de gimnastică medicală, în perioada post-acută sau atunci când avem situația clinică stabilă. Pulsul, tensiunea arterială, frecvența respiratorie, starea clinică generală, starea fără febră, desigur, și ele trebuie să fie inițiate în perioada post-acută, continuate în timp. Dacă avem limitări sau ceva deficiențe fizice pe parcursul activităților vieții zilnice, cum ar fi oboseală, dispnee, vertije, atunci se recomandă începerea acestor exerciții din poziții energetic cruțătoare, deci cum ar fi din decubit, din culcat pe spate, pe burtă, din așezat, așa, se efectuează aceste exerciții într-un tempo lent, într-un ritm foarte lent, în numărul de exerciții mic, de la simplu la compus, cu creșterea gradată a efortului, până se ajung la exerciții aerobe de tipul mers, alergat, ciclism sau alte activități pe care pacientul nostru le avea până la infecția COVID. Aș vrea să mai adaug că dacă în caz că nu se reușește inițierea unui program de activități fizice, de exerciții fizice, trebuie și se recomandă de adresat la un specialist unde se face o evaluare funcțională, individuală, cu determinarea nivelului său, nivelului fiecăruia dintre pacienți, a gradului de activitate fizică și cu crearea acestui program și monitorizarea în dinamică. Și aici aș vrea să vă întreb, există anumite contraindicații pentru a realiza aceste exerciții sau ar apărea pe parcurs anumite complicații? Dacă se întâmplă că pe parcursul programelor de reabilitare a exercițiilor fizice apar dispnee, deci dereglări de ritm respirator, cefalee, dureri de cap, vertije, amețeli, greață sau transpirații, atunci sigur că se recomandă întreruperea exercițiilor fizice sau chiar dacă ele aceste semne sunt, nu se inițiază un program de exerciții fizice. Dacă în caz de apariția lor, se recomandă să oprim exercițiile, să ne așezăm într-o poziție sau să luăm o poziție de relaxare din decubit, din culcat sau din așezat, într-un spațiu bine aerisit, se poate bea apă și se încearcă controlul respirației și odihnii. Deci vreau să menționez că orice efort făcut în timpul vieții zilnice, zi de zi care o face pacientul, este și el o activitate fizică. Și respectiv, exercițiile fizice, activitățile pe care le face pacientul care a suportat infecția COVID-19, este foarte important pe parcursul lor să gestionăm oboseala și respirația. De aceea, toate eforturile, toate activitățile trebuie să fie, în primul rând, planificate, organizate, cu stabilirea unor obiective reale, realizabile. Mulțumim, dragi urmăritori, pentru o reabilitare mai ușoară după COVID-19, vă îndemnăm să vă informați corect. Acum pe ecran vedeți unde și de unde vă puteți informa corect privind toate măsurile și sfaturile privind reabilitarea post-COVID-19.
Iar dacă aveți în continuare anumite probleme de sănătate, vă rugăm și vă îndemnăm să vă adresați la medicul de familie. Doamna Tăbârță, vrem să vă rugăm acum să prezentați pentru urmăritorii noștri cele mai importante exerciții pe care cei care au nevoie le pot realiza acasă de sine stătător. Mulțumesc! Deci eu să... Ajutorul nostru este fără mască pentru a vă demonstra respirația corectă și pentru a vă ajuta pe dumneavoastră acasă să faceți această respirație în timpul exercițiilor. Deci prima am vrea să vă demonstrăm o poziție în care puteți dumneavoastră să vă controlați, să vă gestionați respirația. Deci din șezut, o mână o punem pe cutia toracică, una pe abdomen, cu ochii închiși, respirăm liniștit, până ajungem la frecvența de respirație 16-18 respirații pe minut. Țin să menționez că o respirație, deci este un ciclu dintre un inspir și un expir. Această poziție o puteți lua și pe parcursul zilei, atunci când simțiți că aveți o respirație frecventă, hiperventilat, s-ar spune așa, și încercați să vă autocontrolați și să vă autogestionați. Dacă pe parcursul exercițiilor fizice sau activităților de zi cu zi vă simțiți cumva obosit, supra-solicitat, foarte simplu s-ar putea de luat o poziție de relaxare, sprijinit de un suport, de un perete, așa, cu trunchiul toracele aplecat, cu mâinile sprijinite pe coapse și iarăși tindem să ne relaxăm și să respirăm într-un ritm normal. O altă poziție ar fi sprijinul pe un suport, așa, deci cu cheltuieli energetice mai minime, la un scaun, la o masă putem. Așa, mulțumim. În continuare o să vă demonstrăm un exemplu, cum am putea iniția un program de exerciții, exerciții foarte simple care nu implică mari activități fizice și cheltuieli energetice, din decubit dorsal, din culcat pe spate, așa, la un inspir, ridicăm mâinile da, sus sau facem extensie. 1, 2, 3, facem inspir pe nas, la 4, expir. După fiecare ciclu se poate de făcut niște exerciții sau un autocontrol a respirației, iarăși prin poziționarea mâinii pe abdomen și torace, așa, cu controlul respirației, cu echilibrarea respirației după fiecare exercițiu. Tot din aceeași poziție, pentru a adăuga efort și pentru a implica mai mult sistemul respirator, deci putem implica și membrele inferioare. Deci, 1 și la 3 și după 4 putem să ne relaxăm un pic mai mult, deci nu trebuie să insistăm prea mult. Nu trebuie să reținem respirația, să facem o situație de apnoe, așa, și dacă ne simțim obosit, supra-solicitat, putem să ne relaxăm 1-2 minute. Pentru antrenarea mușchilor respiratori, și mai în deosebi a centurii scapulohumerale, a umerilor, iarăși inițiem, facem un exercițiu foarte simplu, așa, la un inspir. Ridicăm umerii, la 2 relaxăm, 3. Pentru adăugare efort și facilitare respirației, putem complica un pic exercițiu. La inspir, prin extensia brațelor. Pentru facilitarea respirației costale, așa, deci vă puteți aplica mâinile pe coastele inferioare, pe hemi torace, așa. La inspir facem un inspir adânc pe nas, la expir și forțăm un pic expirul. Deci ar fi ventilarea segmentelor inferioare pulmonare, care de fapt este totuși un exercițiu supra-solicitant. Nu se recomandă de efectuat chiar din primele zile de antrenament. Dacă simțiți că aveți palpitații sau ceva disconfort, nu se insistă maxim pe expir, așa, și se fac 1-2 din aceste exerciții pe perioada programelor de reeducare.
pentru a adăuga efort sau la finele programelor, atunci când avem o condiție fizică mai bună, putem lua chiar și niște greutăți de la 0,5 kg și mai mult, fiecare după condiția sa fizică, așa, și putem face iarăși oricare exerciții, da, de implicare a mușchilor pectorali, respiratori, așa, și a centurii scapulo-humerale prin efort. Putem un pic facilita, îngreuia acest exercițiu, de exemplu. Așa. Și după fiecare exercițiu de efort, deci se recomandă de a face niște exerciții simple pentru oxigenare pulmonară, așa, și relaxare. Deci se recomandă efectuarea exercițiilor timp de 10, 15, 20 de minute în fiecare zi, de 2-3 ori pe săptămână, cu creșterea treptată a efortului, fiecare, desigur, cu efortul său individual. Vă mulțumim mult pentru aceste exerciții, dragi urmăritori. Acest eveniment este organizat în cadrul campaniei naționale Suport în reabilitarea fizică și psihologică post-COVID-19, implementat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Biroul de Țară al Organizației Mondiale a Sănătății și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. De asemenea, vreau să menționez că acest eveniment, de fapt, este primul dintr-un șir de alte 3 evenimente care vor fi desfășurate în această lună, prin intermediul cărora vom veni cu informații și recomandări utile de la specialiști în domeniu, în suportul persoanelor care au suferit de COVID-19. Urmăriți paginile web, dar și social media al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dar și a Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova pentru a afla informații la acest subiect. Totodată, vă îndemnăm să adresați întrebările voastre, le scrieți în comentarii, iar eu voi avea grijă să le adresez invitatelor noastre. Dragă Victoria, cred că mulți din cei care au trecut de COVID-19 se întreabă care ar fi, de fapt, necesarul optim de nutrienți zilnic. Necesarul zilnic de nutrienți, dacă vorbim despre macronutrienți, pentru că micronutrienții, vitaminele și mineralele, le avem din diversitatea de produse. Nu e neapărat obligatoriu să calculăm fiecare gram de magneziu, miligram de magneziu sau de fier, deși voi aduce și recomandări în acest sens. Dacă vorbim despre macronutrienții, asta fiind proteinele, lipidele și carbohidrații, atunci vom folosi regula echilibrului. Asta înseamnă din toate, bineînțeles, acești macronutrienți folosiți la fiecare masă, adică, ca să fii mai pe înțelese, la dejun, la prânz și la cină, vom avea toți macronutrienți, adică și proteinele, și lipidele, și carbohidrații. De exemplu, dimineața putem utiliza acele terciuri finuțe în funcție de posibilitatea de îngerare, dacă s-ar putea mulți pacienți să aibă încă probleme cu înghițitul, cu masticația, pot fi și seniori care în lipsa danturii la fel ar avea probleme cu alimentația obișnuită. De aceea lor le se recomandă totul să fie la fel diversificat, doar mărunțit, poate blendat, poate într-o formă mai omogenizată, să zic. Dejun. Terciurile fine pe bază de cereale, cum ar fi făina de hrișcă utilizată într-un terci matinal, fiert într-un lapte vegetal sau lapte integral. Putem adăuga nuci pentru aportul de grăsimi, putem adăuga felii de banană pentru aportul de carbohidrați și ca să suplinim cu proteină, deja acel lapte este prezent. O altă variantă ar fi omleta, la fel. Este moale, este proteică și în același timp lipidică, un produs care se utilizează după post-recuperare, după orice afecțiune, în perioada de convalescență.
Alături de această omletă putem adăuga legume pentru aportul de fibre și carbohidrați, o felie două de pâine pentru, din nou, cereale. Cam asta ar fi un exemplu de mic dejun. Da? Aș putea să variez aici o multitudine de tipuri. La prânz vom pune accent pe o sursă proteică mai bogată, cum ar fi carnea, sau peștele, sau amatorii de fructe de mare se încurajează creveții, stridele, midele. Pentru persoanele care totuși sunt mai sceptice, folosim produsele ordinare. Ficatul, în această perioadă vom folosi ficatul o dată de două ori pe săptămână pentru aportul de fier, vitamina D, vitamina A, pentru că acest produs meganutritiv, chiar dacă un pic necăcios, îl vom dilua cu caviare, cu tot felul de legume coapte, tocănițe. Este mega nutritiv și neapărat va fi o porție de cereale. Porție, când vorbim de porții, folosim doza recomandată 200 de grame, cam așa un bol, da? Pentru prepararea unui terci, de exemplu, sau a unor cereale. Și aici am o diversitate mare. Hrișca, cam asta ar fi porția. Orezul. Eu totuși recomand utilizarea orezului integral, poate nu atât de negru, l-am adus de acasă. Un orez basmati ar fi mai acceptabil ca și gust. Mai puțin cel rotund, pe care noi îl folosim în mare parte pentru gust, pentru consistență și acel amidon prezent, însă mai puțin nutritiv. Vom folosi la fel și leguminoasele, boboasele. Da, mă refer la linte, la fasole. Dacă vreți să alegeți o fasole mega nutritivă, atunci cel mai bine să folosim fasolea uscată de culoare întunecată, roșie. Năutul, o altă leguminoasă, mazărea, doar că în această variantă o avem conservată, totuși sunt adepta mazării uscate, înmuiate, câteva ore, după care fiartă. Altele ar fi cuscus, bulgur, paste integrale, la fel prezente la masa de prânz și o salată generoasă. Acum, în funcție de personalizat, totuși fiecare își știe gusturile, preferințele, poate mânca această salată sau poate are nevoie de ceva, de o consistență mai moale. Se vor folosi în diversitate culorile, pentru că ele fiecare concentrează diferiți micronutrienți, vitamine și minerale și ne vom strădui să folosim regula să nu repetăm același aliment de două ori în aceeași zi. Adică dacă la prânz facem o salată de varză, seara deja facem o salată de ardei sau de ridiche sau de țelenă sau folosind alte legume, diversificând. Avem la liber să folosim legumele, celelalte totuși sunt mai cu măsură. Asta ar fi prânzul, un model de prânz. Și seara mergem pe o cină mai ușoară, ușor digerabilă mă refer, cu bogată în supe, creme. Supele, totuși, suntem un popor care folosim și ne se pare foarte delicioase borșurile, zeama, ciorbițele, însă totuși în perioada asta post-COVID am merge pe ceva mai ușor digerabil și mai puțin gras. Aici recomand supele cremă. Foarte ușor se prepară. Apropo, la preparat indic folosirea untului de vaci, care cel mai bine totuși este să fie pregătit din timp, unt ghee. Asta pentru înăbușit, încălzit, prăjit, deși se exclude prăjitul, oricum uneori mai vrem să adăugăm ceva din grăsimi la supi creme, în special când facem o tocăniță de ceapă, morcov și după care alte legume. Da? Adăugând apă, putem blenda, face această supă cremă omogenizată. Putem schimba de la supă cremă de sfeclă, roșie, linte, fasole, năut, supă cremă de tomate, de cartofi dulce, cartofi obișnuit, deși mai puțin îl recomand pe cel obișnuit. Avem nevoie totuși de microelemente nutritive și așa aici batatul este recomandat de a substitui cartoful dulce. La fel, pe lângă supa cremă, putem să mai adăugăm iarăși o salată sau o tocăniță, folosind ceva proteic, fie o bucată de pește copt, fie o omletă, dacă nu am folosit pe parcursul zilei ouăle, din nou cașcavalurile, brânzeturile, budincile,
în funcție de posibilitatea de masticație și de deglutiție. Cam asta. Mulțumim, Victoria. Vreau să te întreb, în nutriție, există careva reguli care trebuie de respectat și care ar fi acestea? Sunt 5 reguli în nutriție pe care, dacă le vom înțelege și le vom face stil de viață, pe partea de alimentație nu vom avea dezechilibre. Prima regulă este de a respecta necesarul caloric. Fiecare dintre noi are un metabolism bazal completat și de activitățile fizice, de alte necesități energetice. Sunt pe internet, se pot căuta formule de calcul, se introduce vârsta, înălțimea, greutatea, tipul de efort fizic și fiecare persoană, deci are un anumit necesar. Se vehiculează cel necesar de 1500 de kilocalorii în mediu pentru o femeie, normă ponderală și pentru un bărbat 2000 de kilocalorii pe etichetă. Adeseori găsim menționat acest lucru. Deci noi va trebui cumva să nu mâncăm nici mai mult, nici mai puțin, diversificându-ne în același timp alimentația. O altă regulă este varietatea și a texturii, pentru că noi oamenii repede ne plictisim de același gust, de aceeași aromă, gusturile, faptul că e crocant, că e moale, texturile, da? Aromele, prezența celor 5 gusturi, sărat, dulce, amar, acru și umami, prezent la fel de dorit în fiecare preparat. Varietatea, din punct de vedere gustativ, putem îmbunătăți cu uleiuri. Putem folosi, deci noi suntem o țară bogată în oleaginoase, deci producătorii noștri de uleiuri prezintă o varietate atât de mare de uleiuri, încât este bun și uleiul de olive, extra virgin, însă noi avem totuși acces la ulei și de nucă, și de semințe de in, și de susan, și de semințe de struguri, și ulei de floarea soarelui poate fi consumat, doar să fie nerafinat, presat la rece și fără careva, deci folosiți aditivii care se înlăture gustul, da? Să știi că el e mai amărui un pic. La fel, putem să, deci aici la varietate gusturile le putem schimba. Am aici o pastă, în magazinele noastre autohtone, la piețele locale se folosesc, se vând. Deci sunt niște paste obținute din oleaginoase. În cazul dat eu am o pastă din inauriu, sunt paste de susan, paste de, să zic, de arahide, de migdale, musuri se mai numesc, ele pot îmbunătăți gustul preparatului. Dacă tot ziceam că se exclude zahărul și produsele de patiserie, oricum tindem să mai mâncăm ceva dulce, mai un desert și atunci ele ar îmbunătăți mult gusturile. Evident că pasta de inul putem adăuga în desert, însă în tocăniți, în preparate, cum ar fi humusul, fasolița bătut, tot felul de musuri, caviaruri, care ar merge ca un preparat de bază, este binevenit. Avem grijă de cantitate. Până la urmă, a treia regulă este moderația. Având o piramidă nutrițională echilibrată, fiecare aliment își are rolul său cu cantitățile sale. Și o altă regulă este probabil cel mai greu de îndeplinit. Regula moderației zice că fiecare dintre noi va trebui să ia masa la masă, adică în poziție așezat pe scaun, fără grabă, cu toată atenția asupra conținutului din farfurii, la fel să nu uităm și de o atmosferă plăcută în, alături de cei dragi, să nu fim concentrați pe televizor, pe telefon, să facem alte lucruri consecutiv în același timp. Vom avea grijă de masticație, vom mesteca minuțios pentru a avea o digestie ușoară. Asta înseamnă un om sănătos va mesteca de 30 de ori în bucătura solidă, un om cu una-două afecțiuni va mesteca de 50 de ori și cei cu afecțiuni grave vor mesteca de 100 de ori. Altfel spus, ei vor mânca mai mult lichid.
Cam asta, să nu ne grăbim, cam 15 minute are nevoie creierul să transmită prin intermediul hipotalamusului starea de sațietate și astfel putem dirija cantitatea de aliment ingerat. Și o altă regulă, regula personalizării, fiecare din noi este diferit în funcție de cât de gurmani suntem, ce preferințe alimentare, starea de sănătate, efortul fizic pe care l-am făcut, suntem după sport, până la, în funcție de, poate, analizele medicale care urmează să fie îmbunătățite, noi vom aborda alimentația individual, personalizat, în mare parte intuitiv. Da? O stare bună de sănătate, analize medicale bune, o greutate normă ponderală, asta ar fi niște indicatori de bază. Stimate doamne, noi vă mulțumim mult pentru aceste sfaturi utile care cu siguranță vor fi de folos tuturor celor care se află în perioada de reabilitare post-COVID-19. Dragi urmăritori, pentru o reabilitare mai ușoară post-COVID-19, noi vă îndemnăm să vă informați corect și să respectați sfaturile specialiștilor. Acum pe ecran o să vedeți indicate sursele de informare corectă, iar totuși noi vă îndemnăm și vă rugăm, dacă aveți probleme de sănătate, să vă adresați la medicul de familie. Vreau să menționez că acest eveniment face parte din campania națională Reabilitare fizică și psihologică post-COVID-19, implementată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Biroul de Țară al Organizației Mondiale a Sănătății și Agenția Elvețiană de Cooperare și Dezvoltare. Totodată vreau să le mulțumesc mult partenerilor pentru tot suportul acordat în cadrul acestei campanii naționale. Noi vă dorim multă, multă sănătate, aveți grijă de voi și ne vedem în curând, săptămâna viitoare, la următorul eveniment online, unde specialiștii în domeniu vor veni cu recomandări și informații utile pentru o reabilitare mai ușoară post-COVID-19. Mulțumim mult invitatelor de astăzi, multă sănătate, un weekend liniștit! Sănătate! Mulțumim și numai bine!